Bună ziua, doamnelor! Bună ziua, domnilor! Iunie, sfârșit de an școlar, ziua învățătorului, ziua profesorului. Așa că, bineînțeles, că trebuie să discutăm despre educația ca știință, despre școala în schimbare tot timpul, poate că ar trebui să spunem școala altfel. Și am invitat pe o dascăl în carne și oase, profesoara Alexandra Drăguț, director la un liceu din, de lângă București, Bolintin, da? La Dragomirești Vale. Și pe directorul acestei reviste pe care vă arăt, Tribuna. Câți ani are domnul director? De când apare? A fost înființată în 1949, prin urmare are 63 de ani. Mulți înainte. Mulți înainte, mulțumim, dar la fel. Cred că e greu să-l ducă înainte, nu an de an. Fiecare număr e o bătălie, da? Greu, am traversat greu criza, sperăm că am ieșit din ea și că vom merge înainte. Am să încep cu un subiect pe care eu îl simt de utilitate foarte curând. În jurul marilor orașe sunt școli care pe vremuri erau cu profil agricol. Așa e. Școala, tradiția ei este de profil agricol. În jurul Bucureștiului și la Dragomirești Vale și la Brănești. Și la Brănești. Da, erau asemenea școli. Erau firești atunci. Își mai au loc acum. Din punctul de vedere al lui Spiru Hareț, să zicem așa, că au fost ele construite. Ar trebui să-și găsească un loc, poate puțin altfel, numai agricultura de altă dată. Da. Dar de mâncat mâncăm din agricultură, așa că trebuie să-și găsească locul. Și copiii au ore, au clase, au pregătire? Au ore de pregătire în spațiile școlii și la partenerii pe care dar avem, în materii care sunt legate în de materii vechiul legate scop. De agricultură și de noile profile pe care le avem. La Brănești, dacă ținem minte, era și un liceu silvic. Da. Deci, dar mai au pădure pe acolo? Au și în curtea școlilor. Și în curtea școlilor. Asta a fost o idee grozavă la o țară care era eminamente agrară și care n-a reușit să devină eminamente inginerească, uite, Politehnistul aici. Acum ar trebui să judecăm lucrurile altfel, nu? Ce părere aveți? Acum nici nu mai știu ce este România. Agricultură nu prea mai avem și de aceea mă întreb acești copii pregătiți în liceele agricole unde merg. Noi avem încă o școală de calitate. Industria am avut și puteam deveni o țară eminamente sau, mă rog, prevalent industrială, chiar deveniserăm, nu? Țin minte că în anii 80 Politehnica absorbea foarte mulți dintre absolvenții de liceu, foarte mulți mergeau acolo, dar și industria, mă rog, s-a cam prăbușit după 90, acum sperăm la un reviriment treptat. Astfel că și școala se află în impas din acest punct de vedere în relație cu piața muncii. Pregătim, dar pentru ce? Și aici atingem o problemă gravă. Îi urmărim, doamna Drăguț, pe absolvenți. Știm unde se duc la... Îi urmărim mai mult, ne găsesc ei pe noi după aceea. Da. Pentru că știm pe unde se duc și știm ce specialități fac, iar după aceea vine, mai caută, mai cer sfaturi de la specialiștii școlii legat de domeniile în care lucrează sau unde iau mici și lucrează spre agricultură sau Brănești spre mai mult sau mai puțin. Se duc facultățile acum au o ofertă variată pe domeniul agricultură, nu strict inginer agricol, ci de design, de inginerie agricolă, de economie agricolă. Mm. Sunt multe discipline asociate. Și își găsesc cumva locul. Domnul director Ivan, am ridicat problema asta pentru că mie mi se pare că e nevoie de specializare, respectând ce cere piața muncii. Și dau un exemplu la Radu Rei, sus la Vatra Dornei, liceul lor special de munte, de montanologie, funcționează în continuare furnizând cadre pentru economia muntelui. E un caz fericit, nu e singurul, mai sunt și altele în țară și e foarte bine să privim lucrurile în acest raport educație,
piața muncii, se folosește sintagma, sau mediul socioeconomic. Asta ar fi exact în spiritul haretian, care mă refer la ministrul Spiru Haret, gândise educația într-un sens pragmatic, în sensul vocației ei pentru viață, nu doar ca o pregătire generală fără o finalitate practică. După anii 90, prin desființarea practică a școlilor profesionale, prin diluarea învățământului profesional și tehnic, s-a cam pierdut această relație vitală dintre educație, dintre învățământ și piața muncii. Se probează un fel de autism, așa, în general, al învățământului în raport cu realitatea. În definitiv, de ce învățăm? Pe de altă parte, scriitorul Sorin Antochi, invitat aici, amintesc că în 90-92 el a fost director general al școlilor în România. Deci postul pe care e acum doamna Prioteasa, care ce știu. Uh-huh. Și omul a spus așa, școala în primul rând trebuie să-și recâștige autoritatea. Asta spus în sens Bismarck, așa, recâștigă autoritatea. Înainte, sigur că școala avea autoritate, dar are... Mai puțin. Nu ne sprijină nimic să avem autoritate. Trebuie un sprijin pentru a avea școala autoritate? Nu și-o creează ea însăși prin calitatea profesorilor? Pentru că trebuie să fim susținuți, susținerea morală de către societate. Aceasta e o temă foarte importantă pe care ați abordat, autoritatea școlii. După 90, autoritatea școlii a intrat în declin, s-a prăbușit încetul cu încetul și e vorba de o autoritate privită cel puțin din două perspective. În primul rând, din perspectivă socială, într-o societate care a devenit anarhică de-a lungul cel puțin al primei părți al primului deceniu de tranziție, când a fost așa un fel de confuzie a valorilor, când ierarhiile și acum ierarhiile sociale s-au modificat după alte valori și alte paradigme, educația nu a mai contat foarte mult. Au contat oamenii cu bani, au contat banii, forța materială, iar profesorul în tot acest peisaj social, profesorul cu hainele tocite în coate, domnul trandafir al nostru la care ne raportăm mereu, a început să nu mai reprezinte un punct de reper în societate. Școala a ajuns la mâna comunității, a părinților revendicativi, directorul a ajuns să se umilească pentru a câștiga bunăvoința și a fi în conformitate cu voia părinților. La întrebarea lui Cristi, uite, mi-am amintesc o întâmplare între o mamă profesoară și un fiu, și fiul îi spune mamei, dacă a ajuns o prăpădită de profesoară ca tine să facă lucru cu tare, atunci o să ajung să-l fac și eu, ca să zic așa, nu? Asta exact. Cine-i devine în relația asta? Eu aș spune că și profesorii sunt de vină și conducătorii unităților școlare, că prea ușor, mi se pare mie, au cedat din autoritatea lor într-un soi de populism față de comunitatea educațională. Dar mai poți să-mi dau o mamă de bătaie? Nu, dar sunt alte metode. Dar există instrumentele didactice ale disciplinei, există notă la purtare, exmatriculare. Și sperăm în vremuri mai bune cu asta, cu autoritatea. Ne-a spus atunci Sorin Antochi și altceva foarte interesant, foarte important a spus. Și ar trebui ca școala să-i furnizeze copilului un fel de tablou al lui Mendeleev al cunoștințelor fundamentale. Tu trebuie să știi când pleci în viață asta, 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 și chiar dacă n-apuci să completezi, să ai totul, să ții minte că mai departe trebuie să-ți completezi și casetele, căsuțele astea din tablou. Foarte frumoasă imagine. E o perspectivă într-adevăr foarte frumoasă și necesară, pentru că copilul, elevul intră în școală fără să știe ce ar trebui să facă, fără să știe ce trebuie să învețe, și mai târziu, când devine conștient așa de parcursul lui, el rămâne într-un fel de labirint al cunoașterii,
și nu are o imagine coerentă a devenirii lui. Noi suntem obișnuiți, noi am fost formați și generația mea și următoarele pe acest model al livrării de informații. Uite, stai să mă întreb așa, aveam conștiința faptului că trebuie să știu cu tare, cu tare, cu tare și cu asta plec în viață? Noi aveam, noi știam... Generația noastră, generația mea, suntem diferite. Noi știam că trebuie să învățăm ce ni se dă, eventual chiar să memorăm, pentru că ăsta era modelul, în special la științele umaniste, să spunem, să memorăm și să reproducem. Nu aveam această imagine critică a ceea ce trebuie să învățăm, a unor noțiuni foarte clare pe care să le integrăm în acel tabela lui Mendeleev. Noi învățam ce ni se dădea, evident și uitam mult din acestea, nu exista, existau și abordări practice și nu ni se oferea această perspectivă pragmatică asupra învățării și a valorificării cunoștințelor. În definitiv, asta, în asta ar consta revoluția educației, în valorificarea pragmatică a informației în direcția a ceea ce urmează să faci cu această informație, cu această cunoaștere. Ce vă spuneam, facultate, și trebuia neapărat să ții minte peste vreme ca să rămâi în... Acum, da, bine, am, probabil că nu reprezint un tip, adică nu pot, eu mă refer la mine personal. Deci, în primul rând, nu am fost niciodată în stare să învăț ceva care nu mă interesa. Chiar în facultate. Păi și cum n-ai rămas repetent? Păi mă descurcam. Deci pentru ara mă descurcam exact cât trebuie. Nu depuneam eforturi foarte mari. Dar eu am avut marele noroc, marea mea șansă, că am avut de când mă știu o singură pasiune. N-am avut altă. Cea legată de, o știți prea bine, cea legată de aviație, cea legată de zbor. Și orice era legat de asta, și când vorbim de aviație, avioane, zbor, sunt multe cunoștințe pe care trebuie să le stăpânești. Eu învățam fizică. Deci mă duc o întrebare mai înainte. Ai fost la cercul de aeromodele? Am fost. Atunci am, iată, am nu, drum, dar asta vreau să zic. Școală, da? Asta vreau să zic. Eu cred că școala ar trebui să identifice și pasiunile copiilor. Eu cunosc destul de mulți copii chiar, de la prieteni, nepoții mei, și văd că de-a lungul existenței lor, pe măsură ce înaintează în vârstă, au tot felul de pasiuni, care durează un an, doi. Ei bine, în momentul ăla, din punctul meu de vedere, trebuie surprins, pentru că în momentul în care identifici pasiunea cuiva, poți să-i servești mult mai multe cunoștințe decât într-o formă rigidă de școală. Și de asta, domnul profesor, înainte de a începe emisiunea, chiar a enunțat o sintagmă, școală altfel. Senzația mea este că nu e vorba de România aici. Cred că peste tot în lume, în momentul de față, într-o perioadă în care lucrurile se schimbă foarte repede, cunoștințele, informațiile noi apar foarte multe și cu viteză, cu o cadență foarte mare. Cred că școala ar trebui să-și schimbe, nu știu, nu-mi dau seama, nefiind de specialitate. Dar după gustul meu, aici sunt omul din public, să zic așa, cred că școala ar trebui să găsească o altă abordare. De ce să mă duc la școală firar al naibii între ora cu tare și cu tare? De ce să nu fac la școală ce îmi place mie? Pentru că mie îmi place să fac cu tare lucru. Școala nu poate fi mai pleziristă, asta e clar. Nu, domnul profesor, dar de ce nu și asta? Și deci nu știu. Când domnul profesor Mironov era șeful UNESCO România, declanșase o serie de dezbateri sub egida Revoluția Educației, în care Tribuna Învățământului era partener, și am avut o serie de dezbateri foarte interesante cu personalități de elită, din elita reală, nu din elita auto-intitulată elită în România. Această sintagmă, școala altfel, care e chiar prevăzută în legea educației și e un program, un proiect al educației, intră în acest concept și în acest proces la care, pe care sperăm să-l vedem, de revoluționare a educației. Dar
încercăm sau așteptăm, ne implicăm fiecare cum putem în această schimbare a educației, dar se pare că lucrurile merg foarte greu. Reforma educației, am spus-o de atâtea ori, foarte greu, e normal să meargă foarte greu, vorbim de social, e normal. E normal și n-ar fi normal să meargă foarte ușor. Ne vorba de un om aici, e o întreagă grupare, o societate care... Dar de fapt nici foarte greu nu merge, aproape că nu merge. Aș da un exemplu. Doamna a venit cu elevii la Forum IT, la emisiunea colegului nostru Cătălin Grosu. Asta a prins repede la copii, nu? Asta le place. Tot ce e în afara clasei obișnuite, cum spunea și domnul Român, este plăcut pentru ei. Ar veni cu plăcere la orice gen de activități, numai să nu stea în clasă, să nu fie ascultați, eventual să nu învețe. Ei, nu, n-aș fi chiar așa. Nu să nu învețe, să dacă învețe ce lucruri. Eventual să nu tocească. Să nu memoreze. Da, nu tocească. Îmi urăsc memoarea. Deși eu sunt la liceu, de anul acesta structura noastră de liceu a inclus și școli generale. Uitându-mă la cum vin elevii la liceu de la școala generală și văzând câte fișe de lucru folosesc de la clasele mici, parcă nu mai vor să scrie de mână. Nu mai știu să mai scrie de mână. Am o familie, niște probleme. Nu, am problemă cu mine. E clar că școala trebuie să se schimbe. Am schimbat sub formă de fișe de lucru. Eu cred că e bun, dar e exagerat. Scriu numai niște cuvinte, bifează numai niște lucruri pe acea fișă ca să folosească logica, dar de scrisul respectiv să conceapă un text este foarte greu. Informatizarea pornită când? Acum vreo 15 ani, după, dacă mi-amintesc eu bine? Nu, mai târziu. Așa, prinde repede peste tot, nu? Întrebarea e, prinde la fel de repede la profesori ca și la elevi? Nu. Asta e problema. Și vedeți că asta e și răspunsul la cât de repede ne schimbăm. Da, e sigur. E diferența între generații. Copiii acum de la 3 ani deja cresc în fața calculatorului și eu văd cu ce viteză se dezvoltă și cu ce putere asimilează totul. Ei sunt mai deștepți decât ei continuă evoluția lui Homo sapiens. Asta e foarte clar. Sunt mai deștepți decât noi, decât generațiile anterioare, pe când învățământul rămâne pe loc. Aici este marea contradicție. Învățământul oferă același cadru, același curriculum în general, cu mici modificări, cu timide experimente gen școala altfel. De ce nu ajungem să ne întrebăm? De ce nu le place copiilor atât de mult în clasă? Cum le place în cercurile extracurriculare ale educației? Unde se duc de bunăvoie și nesimțite. Și se duc de plăcere și acolo învață cu o poftă, cu o sete extraordinară și mult mai eficient. De ce ne încăpățânăm să păstrăm aceleași modele intramuros ale educației? Pentru că există pereți sau să pa fundații și să acoperiși. Asta costă bani societatea. Așa, asta trebuie menționată, dar curicula cumva trebuie schimbată. Noi, profesori, facem în ultimii ani, am făcut atâtea și atâtea cursuri, mai ales pe TIC, tehnologia informației, combinată cu disciplină, cu pedagogie, cu tot felul. E foarte greu de aplicat la clasă. Curicula nu ne permite să folosim învățământul destul de des. Rămâne încâlcit, rămâne aglomerat, rămâne informație, rămâne supradimensionată. Vorbim de modelul finlandez, dar nu suntem în stare să creăm niște structuri flexibile, niște abordări inter- și transdisciplinare. Dar aici trebuie o reformă și a resurselor umane. E complicat. Așa că problema nu ține numai de România. Mai citesc, fără să fiu de specialitate, se întâmplă că mai găsesc articole în revistele mari de știință, în toată lumea se pune problema. Da. Ce facem cu educația? Lumea a luat-o înaintea educației. În știința și tehnică, eu am un articol Școala altfel, spun special că pun virgulă, școala virgulă altfel, pentru că ani de zile am făcut asta. Doamna chiar a fost într-o asemenea școală, care durează numai 10 zile pe o insuliță. E șocant pentru profesor să vadă că totuși copiii vor să facă... E surprinzător, nu șocant. E surprinzător. E plăcut și pentru noi. Și eu aș vrea să pot face așa anumite ore. Mai mult așa, o jumătate cumva. Este
cum spuneam, este greu. Informația este multă, este mult prea accesibilă pentru elevi. Programa mea este puțin altfel decât așa cum ar vrea ei să fie. Este... Dacă le pui tabloul meu de elevi să joace cu casetele alea, să nu, nu e... Aveți să-l, asta să-l caute pe internet și să găsească tot fel de informații, frumos, dar da. Mai trebuie și altceva pe lângă. Știți că îmi pun acum întrebarea asta. Dom'le, trebuie să știu tabloul meu de elevi cu totul și cu totul sau mi-e de ajuns să știu că pot să-l iau de undeva? Că asta e una dintre întrebări acum. Plus principiile. Nu, acolo trebuie știu ceva. Eu rămân la ideea că sunt lucruri, da, care trebuie învățate. Trebuie memorate. Acum nu putem lăsa totul pe seama internetului, pentru că acolo găsim totul. Și internetul a devenit ultra accesibil, e la purtător. Dar eu cred că și memorarea și... Stai spune că a spus asta, e la purtător. Dumnezeu, faptul că e la purtător schimbă din toată lumea, da? Absolut. Întrebarea e cât de repede vine școala cu pereții ei și cu acoperișul la greu și cu profesorii gâfâini să se așeze pe... s-a schimbat lumea. Da, asta e o imagine foarte bună. Școala, sigur, acum sistemul educațional e unul conservator. Vedeți, noi ne raportăm mereu la spirul Haret. Și da, nici nu e de dorit să se schimbe chiar atât de des, dar nici felul în care stagnează la noi și reforma asta meșterului Manole, care nu construiește nici așa, nu e bine. Trebuie o adaptare, trebuie un echilibru între înnoire și tradiție, un echilibru rațional, dar se pare că la noi se pune accentul mai mult pe stagnare și pe experiment decât pe o reformare în substanță. Nu a venit acel reformator pe care l-așteptăm, ăsta e adevărul. Iată, cred că am ajuns în prezent la al 23-lea, al 24-lea ministru de după 90. Le-am pierdut. La tribunal trebuie să le țineți. Le-am ținut șirul. Am făcut la un dat un montaj în jurul statuii lui Spiru Haret de aici, de la universitate. Am trimis fotograful și a fotografiat statuia lui Spiru Haret și în jurul lui am pus toți miniștrii, dar asta la ora aceea erau vreo 15, încăpeau, erau vreo 15. Acum sunt, cred că, 23-24, nu mai știu. Da. Din păcate. Dar chiar numai ministrul e de vină pentru asta? Adică e chiar atât de important ministrul? Da? Ministrul este important pentru că ei fac, miniștrii fac legile, ei creează cadrul legislativ, ei fac metodologiile. Aprobă curricula. Exact, ei creează tot acest cadru în care ne mișcăm. Profesorul poate fi inovativ, avem foarte mulți profesori deștepți, dar care după o perioadă, să zicem, de entuziasm, de dorință de a schimba ceva, după aceea devin blazați. Sigur, tot în revista asta ai prezentat un concurs de robotică pentru studenți, la care se prezintă o echipă din Botoșani, condusă de un profesor cu codiță, tânăr, n-o fi găsit altceva de lucru în Botoșani, care vine cu toți roboticienii lui în vârstă între 8 și 11 ani și participă la concursul studențesc. Foarte frumos. Robotică, asta înseamnă electronic, înseamnă TIC, cum spune doamna. Este un profesor probabil pasionat. Să vedem cât va rămâne în această stare de a crea așa o școală, emulație în jurul lui. E de multă vreme, el putem avea, chiar putem avea încredere. La Târgu Jiu, un profesor care deja e la universitatea locală, dar abia dacă a trecut de 30 de ani, avea 4 telescoape în Piața Mare și toată lumea stă la coadă să uite la telescop. Nu, asta se poate, uite, Târgu Jiu, unde probabil plouă destul de des, dar să uite la telescop. Mai sunt și astfel de cazuri în învățământul românesc. Unii își desfășoară această pasiune și misiunea lor la catedră în liniște, în modestie, adună discipoli în jurul lui, lor. Aceștia sunt adevărații, cum să spun, fermenți de schimbare. Exact. Da. Ei fac reforma, da. Dar au nevoie de un cadru. La Suceava, revin cu exemplele pentru că îmi dau seama că de fapt asta trebuie făcut. Echipa lui Dan Milici, de la o asociație locală, Siglă se cheamă, sunt universitari. Tineri. Ei coboară în licee,
ba chiar și la Casa Pionierilor, care se numește Clubul Elevilor, și împreună fac lucruri. De pildă, se deplasează în județ și au tot felul de jucării, de gadgeturi, de care un automobil electric mic, un altul cu cazan cu aburi care funcționează. Imediat vin copiii de peste, am fost cu ei în trei sate din asta, e spectacol. Deci de la universitar coboară pe șosea și până se duc la și leagă lucrurile. Să uite, asta e școala altfel, nu? E o idee excepțională să faci o joncțiune între învățământul universitar și cel preuniversitar și să le oferi copiilor modele de cunoaștere. Să luăm un moment de promo și poate că se întoarcem exact la asta. UPC și Eurosport 3D îți aduc acum turneul de la Roland Garros în format 3D. Superstarurile tenisului se întorc în orașul luminilor. Două săptămâni de dueluri explozive, 7 victorii consecutive. De asta este nevoie pentru a atinge visul Grand Slam-ului. Vino la UPC pentru cele mai bune servicii digitale din România. Experimentează televiziunea 3D și internetul Fiber Power cu super viteze la prețuri imbatabile. Din cauza dreptului de autor. Forum IT, o emisiune mozaic, o emisiune dezbatere. În ea veți reuși să aflați despre hardware, software, educație, tot ceea ce vă interesează atunci când vă gândiți, alături de familie sau de prieteni, să achiziționați un sistem. Pentru dumneavoastră sau poate pentru locul în care lucrați. În fiecare sâmbătă de la 18:30. Forum IT. Într-o dimineață de toamnă târzie, la marginea orașului, are loc slujba de sfințire a unei noi biserici. Icoanele care o împodobesc sunt pictate de o mare vedetă locală, manelistul Adrian Țâță de Mâță, alias Abdullah. Un geniu al muzicii convertit la creștinism și la pictură religioasă. Nimic nu este adevărat, totul este posibil, într-un film semnat Cristina Nichituș. Sâmbătă la ora 21:30, numai la TVH 2.0. Cine se trezește de dimineață, de surprize are parte. Și două să-i placă tare, bundiță nouă, mi-o da o sărutare, poate și două. Surprize extrase dintr-un ghiozdan și puse la cale de Carmen Fulger și echipa sa permanentă. Ghiozdanul cu surprize, sâmbătă de la ora 9. Revenim, școala altfel, încă o dată vă arăt o revistă, Știință și Tehnică, și o revistă care se cheamă Curtea de la Argeș, o arăt pentru că un mare matematician român, Gheorghe Păun, retras în Curtea de Argeș, omul este și scriitor, că li se întâmplă unora, și vrea neapărat să fie redactor șef, domnule. Lui îi place să fie redactor șef. Și și-a făcut propria revistă. Și și-a făcut propria revistă și pe Gheorghe Păun nu-l refuză nimeni. Adică local s-au găsit bani să scoată Curtea de la Argeș. Așa, vă mai arăt o revistă Income, care este de educație într-un domeniu la care eu sunt tufă. Nu m-a învățat nimeni niciodată, dar poate că nici nu am apetențe pentru asta. Dom'le, cum să faci bani mulți?
uite, income venit înseamnă, hai să facem la duelul benzinăriilor. Am aflat cu ocazia asta că există benzinării la duel la benzinării. Ne întoarcem deci la universitatea care ajută școala și vă spun că am participat la o întâlnire la Academie, la care Creding, o coaliție de educație inginerească, s-au strâns profesori să vorbească publicului larg despre cum trebuie ademeniți absolvenții doamnei ca să vină spre politehnici, că și nu mai vor. Nu mai vor ingineri să fie. Inginerul aici de față, da. E bine, trebuie să vă spun că publicul larg era alcătuit tot din următorii vorbitori, care, cei care urmau la cuvânt, fiindcă n-a venit nimeni. Adică și alții... Dar era pe jumătate, nu. Pe trei sferturi goale. Da. Adică au vorbit ei între ei. Unde erau dascălii de școală, unde erau directorii de școli, inspectorii, elevii înșiși. Nu aflaseră încă, dar s-a făcut remarca același lucru, nu e valabil numai în România. Peste tot facultățile inginerești sau alea de științe grele, gen fizică, chimie, matematică, nu prea mai atrag pe cei care... Să ne gândim că le-am închis pe toate. Ar fi o tragedie. Astea. Ar fi o tragedie. Absolut. Poate vor fi plătiți mai bine, știți, se creează... Dar nu ne sunt putem... și pasionați de domeniile acestea, dar mai sunt ca altădată. Nu, dar nu ne putem imagina o societate, o economie fără ingineri, fără fizicieni, fără... Noi ne mândrim pe de altă parte că cel mai mare laser din lume va fi pe platforma Măgurele, nu? Avem mulți dintre specialiștii de la CERN din Elveția, din Elveția sunt cercetători români. Astea 100 sunt de la noi. Și participă cu diverse teme. Asta e, fizicienii sunt chiar buni, matematicienii sunt chiar buni, ne plângem noi uneori degeaba. Însă, revin la formarea forțată a inginerilor, a prea multor ingineri, într-un moment în care o țară care nu era industrială se apucă să facă de toate, ne trezim cu o clasă inginerească uriașă. Pe vremea mai mult unde cu... lucra. Pe vremea aia aveau de cum unde... inginerul. Trebuie să spun așa, că atunci când s-a făcut combinatul de la Târgoviște, au adus cehii de la Reșița, cei care învățaseră la Reșița, ca să învețe pe ăștia de aici. Deci a trebuit să se facă o mișcare și de cunoaștere, pentru că nu merge așa. Când... Bineînțeles. Când faci metalurgie de 300 de ani, cu totul altceva. Multe lucruri în industrie țin de tradiție, da, mă refer la industria mecanică mai ales. Au avut timp să se aleagă, au avut timp să... Să nu uităm că țara asta a fost ridicată, modernizată totuși de ingineri și că nume mare ale științei românești au fost ingineri. Henri Coandă, Traian Vui, Aurel Vlaicu, nenumărați. Angel Salig. Exact. Spuneați așa, la liceu este acum legat de școala elementară, care se numește școala gimnazială, da? Da, da. Și de cea mică? De... Și de cea mică. Asta e interesant. Dar sunt în același loc? Noi acum e... Da, relativ. Satul are, comuna are trei sate, cu școli fiecare sat. Deci ei sunt în aceeași curte de școală? Nu. La oaltă? Nu. Nu, nu sunt. Nu. Că asta ar fi interesant. Administrativ sunt în același spațiu al localității, al comunei, dar nu aceeași curte. Stau să mă gândesc că ar fi interesant o combinație a celor de 18 ani cu aia de 6-7-8 ani. Știi, ar da o continuitate în... În mare de continuitate. Noi, conducerea și toți salariații, facem legătura și luăm legătura cu părinții, însă nu așa direct. Înseamnă că sunt părinți care fac naveta de la școală mică, la școală mijlocie, la liceu? La grădiniță și mai au la liceu sau la... școala primară și la liceu. Suntem legați. Da. Eu cred că dascălii au totuși în continuare un așa o grupă mare la care se pot adresa și asta e partidul părinților. Asta chiar că contează? Partidul ăsta al părinților, da. În anumite momente, da. Încep la grupele mici până așa spre gimnaziu, ușor și-o scad și scad din ce în ce mai mult la liceu. Deja dacă e mai mare, e pe picioarele lui și părintele zice gata, am scăpat, pot să fac alte treburi și mai greu ia legătura cu școala. Și cred că sunt și niște limite aici care ar trebui respectate. Așa, asta în ghilimele spun. Deseori acest partid al părinților, prin unii reprezentanții ai lui,
trec dincolo de o limită a competențelor și încearcă să influențeze chiar prin presiuni profesorii, conducerea școlii în multe probleme. Sigur, dacă această forță, știu că e o temă favorită a dumneavoastră, ați scris și în tribuna de mai multe ori privitor la Partidul Părinților, dacă această forță ar avea capacitatea de a se solidariza pentru reformarea educației, dacă ar înțelege fenomenul din interior și cred că există acest potențial, atunci, într-adevăr, s-ar putea crea un pact național pentru educație. Poate, uite, o soluție. Ceea ce nu s-a întâmplat. Pactul, așa numitul pact, a fost un eșec național din 2005, cu multă demagogie, cu mult zgomot pentru nimic. Dar prin părinți, prin coalizarea societății, a ONG-urilor, a acestor forțe mai mult sau mai puțin văzute sau manifeste, s-ar putea crea reformarea de la, cum se spune cu o sintagmă, cu un loc comun, așa, de la firul ierbii al reformarea educației. Eu ce-am constatat preluând acum și văzând ce se întâmplă și în școlile generale, e clar că părinții nu se mai ocupă de copiilor. Și asta societatea îi ține ocupați, nu au timp să ajungă la ședințe, nu au timp să se ocupe de ei, nu au timp să stea de vorbă cu ei. Copiii sunt rebeli pentru că părintele este, mai lasă-mă, nu mai sta acum pe capul meu, du-te, fă-ți lecțiile, pleacă de lângă mine sau altele. Și ajung într-a 12-a sau la noi, cum sunt la clasa de agricultură, să reclame de ce pune copilul să sape. Deci e la clasă de agricultură. Era foarte scandalizată mămica respectivă. Cum adică a fost pusă fata ei să sape? Deci e la clasă de agricultură. Își strică unghiile. Probabil. De asta spun că nu îi mai interesează, nu mai țin legătura, nu mai știu ce se întâmplă. Nu vor să accepte unele lucruri ale școlii. Asta este. Și asta e marea majoritate. Vorbeați de săpat? Haideți să vă arăt o școală altfel. Avem aici de la Universitatea Davis un experiment, se numește realitate augmentată. Practic, acolo e chiar o cutie de nisip, ce vedeți dumneavoastră. Ei bine, se fac gropițe, se sapă în nisip și virtual vedeți că sunt curbele de nivel reprezentate acolo. Ei, asta n-ar fi nimic. Numai că, odată ce și-a creat peisajul, o să vedeți că se poate introduce apă. Deci apa de acolo este o apă virtuală, nu este o apă care există. E proiectată cu un dispozitiv de proiecție. Se vede, de fapt, și pe mâna prietenului nostru. Gândiți-vă că aceasta este o formă de experiment. Un experiment virtual care poate să fie accesibil oricărei școli. Aici am dat doar o mică variantă. Vedeți cum mă gândeam la, adică tinerii ar putea să reproducă peisajul din zonă, să vadă ce s-ar întâmpla cu inundații. A descoperit singuri. Și este o descoperire, cum să zic, asta la o clasă mică e ideală. Și la clasele mari. Ar fi fascinant pentru niște copii de gimnaziu, să zicem. Dar uitați-vă aici. Întrebarea este, profesorul de geografie să apucă să facă? Nu. Nu. Aici un număr de magie, se umple un bazin cu apă. Tot realizat din nisip. De ce este realizat din nisip? Să vedem ce se întâmplă dacă barajul nu mai rezistă. Și se face bine pe experiment. Și astea sunt lucruri practice, de fapt. Eu mă gândesc la o formă de școală altfel, pentru că tinerii oricum sunt apropiați de calculator, de internet. O formă de școală de tipul acesta, cu care intervine și realitatea virtuală și realitatea augmentată. Deci îi se adaugă realității anumite lucruri. Cred că ar fi o școală extrem de atractivă pentru tânărul modern. Și nu numai, dar din astfel de imagini și experimente, copilul învață mult mai mult din lecții predate, din descrieri, din abordări teoretice. Ideea de bazin hidrografic, a venit nepoată mea și mi-a citit definiția de la criticica ei, că trebuie să memoreze din afară ce e bazin. E plicticoasă de abinele. Dar ia uitați, un experiment cu nisip, cu nici ce, uite ce înseamnă. Din aproape în aproape își reconstituie ei definiția. Da, voi să spun că păstrez un moment așa teribil de plăcere, când erau la grădiniță copiii mei și la grădinița la care erau educatoarea, doamna Popescu, în nisip i-a pus să facă canale, baraje, erau ca niște purcei la sfârșit, că a dat drumul de apă adevăratele. Toți copiii erau în grădinițe, erau uz, flașcă și era noroc că era luna iunie, a fost un moment splendid, le-a plăcut la toți.
Nu, acesta este un început de experiment. Da. Și dacă îmi permiteți, că nu știu cum stăm cu timpul, ai vrea să vă mai arăt un experiment, iarăși. Agențiile mari de știință din lumea asta se ocupă, sunt interesate pentru viitorul lor să creeze emulație în rândul tinerilor, să se îndrepte către știință. Și e locul meu favorit, știți prea bine, nu știu dacă și dumneavoastră v-am arătat, NASA e locul unde mă duc. Ei bine, pe Stația Spațială Internațională se organizează adevărate cursuri de fizică, putem să dăm imaginile. Aici este vorba de electrostatică, este un experiment de electrostatică. Avem un ac care e făcut din nylon, dacă nu mă înșel, care va face parte dintr-un experiment care este făcut la bordul Stației Spațiale Internaționale. Deci cel mai obiect de pe planeta asta, din jurul planetei, ca să zic așa. L-a frecat să-l electrizăm puțin. Și apoi niște mici picături de apă. Să vedeți ce frumos evoluează. Îi întrebăm pe copii, de ce face așa? E pe stația orbitală, deci nu există gravitație, da? Imponderabilitate, picătura nu cade el jos, căci nu are jos. A, și îl întreb pe tânăr, dar de ce face așa? De ce se învârte în jurul trebii? Și urmează explicația, din cauza că am electrizat ăla mai devreme. Și picătura este electrizată într-un anume fel și ele se atrag frumos între ele și elevii de liceu pot să facă și calculul corespunzător. Nu este un calcul complicat dacă profesorul îl indică. Și o să mai vedeți ceva extrem de interesant apropo de acest... Nu, imaginele sunt senzaționale. Vă plac? Într-adevăr, sigur. Îi atrag pe copii, adică cât de... Dacă are puțin aplicații. Vedeți, remarcați că mai se învârfă acolo de teflon. Vă spun eu că e de teflon, unul de nylon și celălalt e de teflon. Și la sfârșit întreabă, ce rol avea cel de-al doilea vârf? Nu le spun în timpul lecției. Ăsta de pe Stația Spațială Internațională. Și să vă spun eu care e răspunsul. Iată aici mai multe picături. Întrebarea. Și sunt, deci acolo aveți adresa, jos, unde e mânuța mea, de ce a fost nevoie de unul de teflon și unul de nylon? Păi, unul se electrizează pozitiv și altul se electrizează negativ. Se atrag între ele sarcinile de ser contrar. La școală așa am învățat, că dacă de ser contrar, se atrag. Dar trebuie să-i cred pe cuvânt. Fără să mi se demonstreze. Ori asta aș dori eu, în formația mea de tip inginer, știință mai aproape de exactitate. Nu mi-ajung cuvintele. Am nevoie de experiment. Și internetul, în momentul de față, oferă o formă de școală de neimaginat în urmă cu 10 ani. Și e păcat să nu folosim această sursă fabuloasă a cunoașterii. Întrebarea este însă asta. Internetul oferă dascălul. Ce face? Cum se lipește la proiectul ăsta? Asta spuneam, că e destul de greu să facem lucrul ăsta la fiecare oră, fiecare profesor la disciplina lui. De ce? De ce e greu? Sunt 30 de clase. Laborator de informatică este unul. În cel mai multe bine, școli... Bine, dar nu e nevoie neapărat de laborator. E nevoie de un laptop, de un întrebare. Ecran. Exact, momentul de formare a laboratoarelor în școli, îl știu foarte bine, că ce-am fost de față când a luat hotărârea ministrul de atunci. Dar cumva e mai ieftin să am un proiector în fiecare clasă și un ecran și un singur laptop și în felul ăsta orice profesor poate să-și facă orice oră. În comparație cu mai multe cabinete de informatică, da. Dar în comparație cu finanțele pe care le are o școală simplă, mică, obișnuită, dintr-un mediu rural sau poate dintr-o altă localitate care nu are o finanțare deosebită, nu e chiar atât de simplu. Nu, eu nu cred. Videoproiector cât este? Nu cred că la ora actuală... Poate, cum spunea Partidul Părinților, să se într-o școală n-ar fi posibil ca fiecare clasă să aibă în dotare un laptop și un ecran și un proiector. Nu ar fi imposibil acest lucru. Cam și... cât ar putea să costă? Nu, pentru că deși cam în jur de 1000 de euro un videoproiector de calitate și cu ecranul respectiv. Dar și aici sunt soluții, că nu toți fac fizică în aceeași oră. Avantajul videoproiectorului este că poate fi mutat din merge cu profesorul. În liceul vechi al doamnei, în fiecare clasă am așa ceva cu ecranul care ține loc de tablă neagră și fiecare profesor își vede de treaba lui. Caute pe YouTube, caute la NASA for Kids. Ridic o problemă care am vrut să o enunț și mai devreme și nu vreau să rămână neridicat. În școala noastră, și dacă în alte părți se fac, nu se fac ore de internet.
tânăr trebuie să învețe structura de gândire de care ai nevoie ca să cauți informația de care ai nevoie pe internet. Învățăm la școală, nu învățăm clasificarea zecimală ca să găsesc o anumită informație într-o anumită carte. Cu internetul e mult mai ușor, dar același timp e și mai periculos. Nu, cu internetul se consideră că elevii se descurcă, învață singuri și sunt lăsați să aibă așa doar o abordare empirică. Dar aș vrea să adaug eu ceva aici, dacă îmi permiteți. Un răspuns posibil la întrebarea de ce nu se întâmplă și la noi astfel de abordări. Eu am un răspuns poate puțin mai antipatic, mai dur. Este mult mai simplu ca profesor să te duci cu lecția din manual, poate cu un conspect, poate cu ea citită și bine știută, sau chiar citită din manual, cum încă se mai întâmplă, decât să stai acasă, să faci investigații, să cercetezi, să cauți pe internet, care e un labirint infinit. Nu e ușor să cauți pe internet. Tocmai de asta vreau costuri pentru internet. Deci asta înseamnă că e un efort, profesorul trebuie să-și dedice acasă câteva ore, să-și conceapă. Ori e mai simplu, mâine am de predat de la pagina 60 la 65. Și atât. Există vreun joc cu tabloul lui Mendeleev, de pildă? Revin la asta că e obsesia mea, pentru că îmi punea profesorul de chimie 10 tot timpul și odată m-a prins când am confundat bazii cu acid, stomacul, gură, și când mi-a zis tu quoque mi Philip Brutus, mi-a fost o rușine de ani de zile. Avem poate pe YouTube așa un tablou lui Mendeleev, găsim? Sunt tot fel de programe variate. Știți vreunul ca să-l căutăm acum, să-l arătăm? Nu, putem căuta. Deci e simplu de căutat. Tabela lui Mendeleev. Mendeleev, online. Pe Google. Nimic mai simplu. O căutare pe Google simplu. Din păcate merge prost internetul aici. Și calculatorul meu nu este din cele mai performante. Dar mă gândesc la... Problema, într-adevăr, este de a sta 3-4 ore, poate zilnic, profesor să-și facă lecțiile de a doua zi, sau măcar pentru o lecție cel puțin tot stai 3 ore. Acum și profesorii au explicațiile lor, au scuzele lor. Dar eu nu vreau să acuzăm profesorii. Nu, nu îi acuzăm, acuzăm sistemul. Acuzăm sistemul. Suntem într-un cerc vicios. Așa este. Nu vă uitați la mine că eu până găsește domnul român, vreau să vă spun o mică poveste. Recent a fost în România o delegație de izraelieni într-o colaborare cu Fice România, un ONG care se ocupă de educație și protecție socială. Și ei au, în periplul lor prin București și prin mai multe județe ale țării, în București au ajuns și la Palatul Copiilor, unde au rămas uimiți, au văzut o experiență pe care ei nu o cunosc, adică o instituție în care se desfășoară această educație informală, extracurriculară. Ei au rămas fascinați de acest mod de a educa și forma copiii. Care se făcea la noi de zeci de ani. Se făcea la noi și înainte de 89 știu că toți copiii erau angrenați în diverse domenii, electronică, radioamatori, artă și așa mai departe. Și acum, Palatul Copiilor se dovedește o instituție valoroasă, care promovează mai ales un mod de abordare foarte interesant. Și poate modelul ăsta ar trebui mai atent evaluat în școala românească. Că acolo copiii merg cu plăcere, învață cu plăcere. Exact cum spunea domnul Cristian Român. Poate să existe acea curiculă obligatorie cu niște noțiuni, cum spuneați, minime pe care trebuie să le dobândesc la sfârșitul unui ciclu de învățământ, dar și posibilitatea de a într-adevăr avea curicula la decizia școlii, pentru că cel puțin la liceul tehnologic nu există această posibilitate. Au 13 discipline de specialitate. Din care, deși se spune că este curriculum la decizia comunității locale, el este o programă aprobată de minister, clar structurată, cu absolut toate. Deci nu este, de fapt, la decizia comunității locale, este aprobată de minister. E așa venită. Nu, avem un tabel periodic sunt interactiv. Sunt multe variante, da. Acela e interactiv, da? Da, este un interactiv, nu este chiar ce-mi doream eu, am făcut o cotare brută, așa, rapidă, în care avem, vedeți, tabelul Mendeleev și pot să mă duc, de pildă, pe elementul cupru, să văd câți electroni are pe fiecare orbital, care e masa atomică. Îmi apare aici în
pătrățelul, dacă mă de aici o să plece și ăsta. Acum s-a zis la nichel. Deci aici am informația despre elementul respectiv. Și iarăși un lucru foarte frumos, când am dat click pe elementul respectiv, se duce, la mine merge foarte încet calculatorul, se duce în Wikipedia, unde am toată informația legată de... Dar este în engleză. Simplu e un avantaj. Wikipedia există, înseamnă o schimbare teribilă. Nu, e teribilă, dar și cu Wikipedia trebuie învățate și capcanele. Aici dezavantajul că e în engleză. De deci când... ar fi un dezavantaj. Pentru copiii de azi, pentru copiii de azi e, un, e deja un spațiu familiar limba engleză. Bineînțeles. Nu, și mă gândesc că poate are și avantajul că îi obligă, îi ajută să învețe mai bine limba engleză. Noi la știință și tehnică încă de când a apărut internetul și de când ne-am creat site-ul în 2000, asta a fost o dorință, să avem un tabel al Mendeleev interactiv, care să ne ofere informații complete și cum, depinde cum extrag nichel, care sunt și să-l trimitem. E muncă de 2 ani de zile să faci o chestie din aceasta, dar iată, există deja în limba engleză. Că, ce mine de nichel avem în România? Ce mine de nichel sunt încă importante? Nu știu dacă avem. Încă mai avem, da. Da. Dar oricum... Acum, există și un program de traducere care sigur că e departe de a fi perfect. A evoluat foarte mult față de variantele care le știu, că m-am folosit. Sigur. L-am testat încă de când a apărut. Nu, și iarăși, sunt lucruri foarte interesante. Și călătorind aici prin toate elementele, dumneavoastră nu vedeți de pătrățel. Puteți dați imagine. Deci călătorind, mi se modifică niște parametri. Pot pe copil să-l întreb, dar de ce crezi tu că pe coloane se întâmplă ceva și pe linie se întâmplă altceva? Ia să vedem acolo. Uite, aia sunt electronii. Ce vezi tu că e la fel pe coloană și pe probabil linie? Că sunt multe asemenea. Pot descoperi singur. Da. Altfel mi-ar fi greu pe un tabel de hârtie. Trebuie să vă spun că am văzut la marele institute ale Europei pe YouTube bucățele explicative privind fenomene din biologia moleculară și din genetică. Filmări care au durat zile întregi ca să vezi cum fuge, eu știu, un spermatozoid după un ovul, că asta s-a întâmplat și asta deja se poate vedea. Cum se face o combinație între două elemente și de ce valențele permit ca asta să se întâmple sau la fizică. Nu, dar să zic că a venit desori cu filmația la cum funcționează ADN-ul. Da. Este o animație extraordinară care e liberă, poate oricine să o folosească. Și care orice s-ar zice, chiar și pentru foarte deșteptul clasei, e mult mai bună, mai ilustrativă decât explicația pe care o dă profesorul. Da, și cum să zic, nu să folosiți termeni neapărat niște termeni de ăștia ultraspecioși, că în biologie știți cum e, că sunt atâtea cuvinte care trebuie să le înveți, n-ai încotro. Da. Dar văzând derularea evenimentelor, înțelegi fenomenul. Lucrul ăsta e mai important decât orice. El este inginer, profesor de matematică, profesor de chimie, filolog sunteți, da? Da. Locul filologului în contextul educației. Aveți 2 minute. Ce spuneți în apărarea noastră? Nu trebuie să mă apăr. Eu sunt mândru de această specializare, pentru că noi așa am simțit-o, că ne-a dat o mare deschidere culturală, în primul rând, și nu înseamnă o limitare la, știu eu, să zicem, la literatură sau la limbă, la lingvistică, ci dimpotrivă. O deschidere, o curiozitate către cunoaștere. Să nu uităm că sunt nenumărați literați, începând cu Eminescu, care au avut o mare curiozitate către toate domeniile cunoașterii. Și eu cred că suntem într-o formulă foarte fericită aici, din diverse domenii, care ajung să formuleze actul cunoașterii din holistic, să zicem. Bun, închei spunându-vă așa că la unul dintre congresele învățătorilor, bătrânii învățători, cei în pragul pensiei, când vorbeau, când se adresau și ministrii care era acolo și celorlalți, începeau cu un vers din Eminescu, spuneau o poezioară până la sfârșit. Profesora de chimie care conducea ministerul se uita cu ochii mari și cu ochii din ce în ce mai mari, că până a înțeles că asta e ceva, e așa, ceva ce vine din străvechime și care o să dispară așa cum dispar toate cele. Nu, avem nu asta îmi doresc. Avem nevoie de repere, de avem nevoie de marile noastre modele. Avem nevoie de distracție și nu numai de desene animate cum s-a întâmplat cu noastră. Asta a fost discuția despre educația astăzi. Probabil că
În același timp, pe planetă se întâmplă încă un milion de asemenea discuții între părinți și bunici care sunt îngrijorați de felul în care o să scrie, o să citească și o să socotească copilul nepotul lor. O zi bună vă doresc!